Pentru că, așa cum ziceam, e o seară dedicată și părintului Teofil Părăian. Să citesc un cuvânt de la părintele legat exact despre acest lucru. Și zice părintele în cartea Veniți de luați bucurie. Spune așa la cuvântul 263. Cine are putere sufletească este mai tare decât ispitele, însă, față de mulți oameni, sunt mai tari ispitele. De ce te asuprește un gând? Sunt oameni care sunt îngrijorați mereu. Ce va fi mâine? S-aud de tot felul de înarmări, că este amenințată pacea lumii, se gândesc mereu ce va fi, cum va fi, ce va fi cu copiii noștri, au o zdorabă sufletească de felul acesta. De ce au oamenii astfel de zdroabe sufletești? Pentru că nu star sufletește, nu au credință în Dumnezeu, nu au credință că nu se poate întâmpla nimic în lumea aceasta decât cu îngăduința lui Dumnezeu, cu știrea lui și cu voia lui. Un om credincios are siguranță. De ce are siguranță? Pentru că știe că nu-i singur în această lume, și că nu omul hotărăște tot ce se întâmplă în lumea aceasta, ci hotărăște Dumnezeu. Aceasta înseamnă tărie sufletească, să poți face față ispitelor, să poți trece peste necazurile care vin, să poți să rămâi senin în toate împrejurările vieții, să știi că ai putere în tine dată de la Dumnezeu, care risipește toată răutatea și toate împleticirile pe care le aduc ispitele în viața noastră. Omul, în general, are frică, ca să spunem așa, de moarte și are frică de durere și de suferință. Tot așa zicea Părinte Teofil că două lucruri nu poate să facă un om necredincios. Nu poate să suporte o suferință grea și nu poate să crească copii, nu poate să crească bine copii. Și aceste două lucruri nu le poate face un om necredincios. Deci, cum ziceam, omul are această frică de suferință și, în general, așa cum zicea și părintele, omul are frică, din general, de ceea ce nu poate el controla. Nu întunericul este cel care generează frica, ci necunoscutul. În cazul copilului, să zicem așa, lumea, prin întunecare, devine necunoscută. Dar orice om, în general, se ferește de ceea ce este necunoscut, pentru că acolo nu poate controla și acolo se teme. Credința în Dumnezeu aduce multe schimbări benefice în sufletul omului. În primul rând, conștiința că niciodată lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Chiar dacă eu nu înțeleg ce se întâmplă. Chiar dacă nu știu cum va merge lumea, chiar dacă nu putem controla ce se întâmplă cu noi, cu lumea, cu viața noastră, în condiții extreme, totuși știm că pe lângă controlul nostru care este și nu este, există un supracontrol al lui Dumnezeu. Și acolo unde eu pierd controlul asupra vieții mele, nu-i bai că există acest supracontrol al Dumnezeu și important e să știm că lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Altfel, ai un sentiment foarte profund de nesiguranță. Și mai trebuie să știm încă un lucru foarte important și am să fac referire aici și la oamenii de care, la sfinții de care pomenea și Părintele Gheorghe, cei care au suferit în închisoare.
dacă ar fi știut dinainte ce, prin ce torturi urmeau să treacă, niciunul dintre ei n-ar fi crezut că poate să facă față. Nimeni n-ar fi crezut că el poate să facă față și acesta este adevărul. Dar în orice astfel de condiție, în orice astfel de situație care devine grea, devine o sursă de suferință, apare un har. Nu doar că există un control al lui Dumnezeu, care, așa cum ziceam, nu lasă dracul să fie atât de negru, cât pare. Că nu doar că nu trebuie să catastrofăm, ci în situații de suferință, situații grele, Dumnezeu dă un har pe care noi nu putem să-l anticipăm. Noi dacă ar fi să ne gândim la ce am face noi în condiții de apocalipsă, clar că ne-am panica. Dar și este greșit să te gândești ce ai face tu în condiții din acestea, apocaliptice, că o fi, că nu o fi, dar condiții grele. Pentru că tu te gândești la cel de acum. Tu te proiectezi pe tine, care ești acum, în acele condiții. Dar în acele condiții nu o să mai fii tu cel de acum. Pentru că în acele condiții tu primești un har de la Dumnezeu, care te împuternicește, același har care i-a făcut pe mucenici să fie tari în fața suferințelor. Același lucru pe care l-au simțit, același har pe care l-au simțit cei care au fost în temnițele comuniste și despre care har spun că a rămas la porțile închisorii atunci când ei au părăsit acele condiții. Când au părăsit acele condiții, s-a retras și acel har deosebit care le era dat să poată să lucreze, să-și lucreze credința, să nu-și piardă credința în acele condiții. Și atunci, orice astfel de gând, cum zicea și părintele, că ce va fi, că cum va fi, ce v-ar face copiii noștri și copiii noștri, pe care ar fi bine să-i facem, deci e o greșeală să te gândești că nu faci copii, că uite ce vremuri vor fi. Contează ce vremuri vor fi, ce vremuri au fost. Dumnezeu le va da har tuturor să poată să depășească orice fel de vremuri. Nu trebuie noi să ne gândim. Noi trebuie să facem acei copii, câți ne-o da Dumnezeu. Așa? Și cum ziceam că nici pe noi nu ne putem proiecta, nici pe copiii, nu noștri, ci ai voștri, nu îi putem proiecta în acele condiții, pentru că va fi un har. Așa cum ziceam, har ai și când ești bolnav. Har primești, deci primești efectiv o putere. Nu este vorba doar de raportarea mentală, doar de ceea ce ai putea tu prin autosugestie să diminuezi gravitatea situației. Contează și dimensiunea aceasta mentală, felul în care te raportezi mental. Pentru că sunt frici pe care noi ni le facem, ni le construim prin gândirea noastră, dar care n-au proiecții de ale noastre. Și le putem rezolva aceste proiecții mental, dar este vorba și de har. Nu doar de ceea ce se poate face într-o legătură cu duhovnicul sau într-o legătură cu psihologul. Așa. Și atunci e foarte important, foarte important acest lucru, să avem această apropiere de Dumnezeu și să avem această raportare la Dumnezeu ca la un tată. Să nu ne fie teamă, să nu ne fie frică de ce aduce lumea. Nu sunt lucruri care să ne poate atinge în mod real. Acum sunt vremurile care sunt. Este greșit
să treci dincolo cu gândirea de ceea ce vine către tine. Tu ai viața ta. Ce vine în întâmpinarea vieții tale? Ei, vine o perioadă de purtat mască. A, păi nu este moarte în acea mască. Nu trebuie să o porți și în somn. Nu trebuie să o porți tot timpul. Vine o perioadă de izolare. În ce constă acea izolare? Ei, sunt niște lucruri foarte accesibile, adică se construiesc niște frici pornind de la niște proiecții. În mod real, e vorba acum, că e perioada de acum, e vorba de o mască, e vorba de a mai sta pe acasă, așa. Nu este nimic care să justifice panica. Oamenii, ca să spunem așa, ajung să se teamă, să se panicheze, pentru că nu pornesc de la ceea ce se întâmplă în mod real în viața lor. Dar așa cum ziceam, cei care intră în acest joc al fricilor și al temerilor, nu fac altceva decât să intre într-o schemă de manipulare. Ziceam, frica este în primul rând un instrument de manipulare, iar cei care instrumentează frica sunt fiii părintelui lor. Așa, care este cel rău? Deci, mai citesc așa un cuvânt, zicea tot părintele Teofil, neliniștea, tulburarea, îngrijorarea, neîncrederea, temerea, toate acestea sunt manifestări de necredință.